2024 începe cu noi recorduri de temperatură. Ianuarie a fost a 8-a lună consecutivă în care recordul lunar a fost depășit. Mai mult, pentru prima dată, planeta a depășit 12 luni consecutive pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius. Primim detalii despre acest subiect de la doamna Roxana Bojariu, climatolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru că vă alăturați discuției noastre. Bună dimineața. Doamna Bojariu, iată, avem aceste recorduri de temperatură. Care sunt efectele? Efectele se văd în statistica fenomenelor extreme. Ați văzut anul trecut, am trecut prin secete, prin incendii de vegetație în urma unor valuri de căldură în unele zone, precipitații foarte intense în alte zone. Așa că fiecare sutime sau fiecare zecime de grad în plus la temperatura medie globală are în spate o exacerbare a acestor fenomene extreme cu impact asupra comunităților locale, cu impact din ce în ce mai mare, cu impact asupra sănătății publice, a felului în care gestionăm energia, resursa de apă. Așa că, din păcate, va trebui să vedem care sunt căile de a ne adapta, dar și de a reduce totuși emisiile, pentru că putem să încetinim această cursă a încălzirii globale, chiar dacă nu putem practic să revenim la condițiile de dinainte de era industrială, dar încetinind această creștere a temperaturii medii globale și limitând-o, așa cum prevede și acordul de la Paris, putem câștiga timp pentru a ne adapta și evident că și severitatea fenomenelor extreme nu va fi tot atât de mare cât ar fi dacă am continua cu emisiile din combustibilii fosili. Da, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, doamna Roxana Bojariu, climatolog.